Piața din Baia de Aram adună în fiecare final de săptămână zeci de comercianți din toate colțurile județului Mehedinți, dar și din Gorj. În acest weekend, oamenii au venit, ca de obicei, cu cea mai bună marfă pe care au expus-o clienților. Deși atât vânzătorii cât și cumpărătorii sunt de acord că prețurile sunt unele accesibile, iar produsele sunt de bună calitate, forța de cumpărare este totuși una scăzută. Însă există și comercianți mulțumiți de vânzări. Unde veniți cu marfa? De lângă Calafat, Golenți. Merge vânzarea la Baia de Aram? Merge și nu prea, nu este pe lume puțină, bani puțini, asta e ce te-mi face altceva. Preț e accesibil? Ca peste tot. E prețul, cum e la Severin, așa e și la Târgușiu și peste tot. De unde sunteți? Din Cojmir. Merge vânzarea la Baia de Aram? Pe, așa. De unde veniți cu marfa? Asta e de la Dăbulei, de la mine, de la Câmpie. Merge vânzarea la Baia de Aram? Merge, acum merge, mulțumim Dumnezeu. E bine, binișor. Se caută produsele bio. Bio, da, corect. Nu alea de import, da, acum nu mai sunt de import. Avem o caise românească, piersică românească, vișne mai avem ceva, e ultima producție. Se caută, dar la preț foarte mic. Câte kilogramă de vacă și de oaie? 7 lei de vacă și 13 de oaie. Se caută brânza? Nu prea, slăbuți. De unde veniți cu produsul? De la Izena. Da, e făcută foarte greu, de la munte o aduc cu traista. Da, și nu-i plătită munca asta. Cum merge vânzarea? Bine, bine. Suntem mulțumiți. Da. Veniți în fiecare duminică la Baia de Aram? Fiecare duminică suntem aici, da. Și cu răsaduri venim până toamna târziu. Cum găsesc piața din Baia de Aram? E bine, e bogată. E regulă. Sunt produse bune de calitate? Da, da. Destul de bine aprovizionată, lume multă, marfă bună, sănătoasă, ce să spun? Vă așteptăm pe toți să veniți. La fel ca toată zona de nord a județului, și piața din Baia de Aramă demonstrează că tradițiile rămân încă vii la munte. Astfel există persoane care încă se ocupă cu vechile meșteșuguri și vin să vândă rodul muncii în piață. Cât munciți ca să faceți o lingură? Păi la alea trei le faci și o zi întreagă a făcut el, trei linguri. Pe trei linguri? Muncim mult la Elis. Se mai cumpără, se mai caută? Da, se caută, da. Văd că dumneavoastră faceți opinci din cauciuc. Se mai cumpără, se mai caută? Mai cumpără. Mai cumpără câte cineva, așa știți, pentru copii ăștia, așa mici, așa. Oameni la țară mai cumpără așa ceva? Mai cumpără câte una, așa. În cât timp faceți o opincă? Durează, că vezi, matea, nu mai e camera cu cum a fost odată. Piața din Baia de Aramă primește în fiecare final de săptămână comercianți în condiții bune, având în vedere că în ultima perioadă piața a fost dotată cu câteva utilități. Pe viitor, primăria orașului are în plan noi modernizări aici.